Vă salut, cum e? Acum trebuie să fiți fericit, nu? Cât e? Ce loc ați? Locul 7-8 cât e? Haideți să ne uităm, să vedem. Mergem cu dumneavoastră aici să ne spuneți câteva cuvinte despre porumbel. Nu, asta ce vorbeam noi. Locul 7, i-a venit? Da, da, da. Locul 7. 7. Stefani, nu? Da, da. Din Biu, da? Da. Zice, știi ceva despre el? Seria lui ceva? Vă spune ca origine? Mai avem niște sosiri. Ca origine 50% de la domnul Scurtu. Da. Și 50% din porumbei mei. De bază, nu? Da. Bravo, frumos. Vă așteptați la un rezultat așa frumos ca astăzi? Nu mă așteptam. Nu vă așteptați, nu? Ia să vedem ce mai vine. Încă doi. Ia uitați-i. Zi, domnule, că te așteptai. Locul Dallas, familia Lazar Pancotă. Nu mă așteptam. Așteptăm să intre. Acum vine, hai. Mate, mai stai. Poate nu e de aici, sau? E posibil să nu fie nici de aici. Și încă două păsări care au venit foarte sus, nu? Da. Puncte. Ia să vedem. Stetco Viorel și Tim Nagyula. Bravo! Bravo! Locul 9, Arcos. Stetco Viorel, locul 10, Condor. Tim Nagyula. Și încă două păsări. Intră foarte rapid. Bebe Stoica și Enache și Crăiță. Super! Unde e domnul Stoica? Unde e domnul Stoica? Tocmai când vrei să pleci. Mergem la dânsul. Locul 11, Bebe Stoica, locul 12, Enache și Crăiță. Domnul Stoica, cum e domnul Stoica? Foarte e bine. Bine. Bine, cum? Hai. Cu doi la porumbei de top, de-aia mă pregăteam să plec. Poa, ați văzut? V-au întors din drum acum. Și am înțeles că vor să mai vină. Păi trebuie să mai vină. Nu, nu plecați acum. Cum mai vii? Păi. Să mă plec pentru că... Da. Și cât faceți până acolo? E ceva? Depinde cum e traficul. Cum e traficul. Da, da, cum rămâneți aici la festivitatea de premiere, că acolo nu se știe ce o să fie. Aici aveți pe în top, nu? Chiar cred că mă întoarceți din drum. Ia ziceți-ne câteva detalii despre el. Are seria... Cât are seria? Casper. Asta e Casper 458836. E frate cu locul 1 de anul trecut. Ați văzut? Tot de aici, nu? Da, tot aici la Budapesta. Ați văzut? Îi place aici la Transilvania. Îi place. E rarefiat aerul, îi place până da, să mânt. Da, am zis că zic că ai noștri, nici nu trec muntele, că zona de câmpie, dar... Ați văzut dacă e pasăre de calitate? Da. Ca și origine? Frate, bun până de anul trecut, deci cu... Ce are în el? Stickele se năștea vechi, la... Și are din partea lui bunicul, adică tata lui Taxu, din partea bunicului, are... ceva de Van der Poel, fiica lui Romariu. E, păi atunci... Tatăl lui e din locul 1 pe Uniune la Mare Fond pe UCP. Fiica lui Romariu, o fată de Van der Poel, Romariu, campionul Europei, cum ar veni. Și mama este o albastră frumoasă din niște campioni cu niște palmarese de la prietenul meu, domnul Preda, care vreau să-l vină. Știu, am vorbit și am trecut dânsul, îl felicit. Așa. Ați văzut că e prieten de calitate, vă dă păsări bune? Avea 3-4 fete. Tovarășul meu, ești tu o fată cadou de la
Înțelegi? Ca să mergem. Așa să, păi ne putem să, așa putem să plecăm unul fără altul, nu se poate. Va da marfă de calitate? Da. Păi nu, să vedeți palmarese ce are părinții lui fata asta. Adevărat? Deci n-are familie de zburători adevărați. N-are cum să dea greș. Da. Zbor Nicolae Voandan, cu pui n-are cum să nu vină. Deci nu mai plecați cu mâna goală acasă acum. Vă duceți fericit. Vă primește soția cu mâncare bună? Aia, oricum, suntem în relații bune. Nu e problema. Când e vorba de porumbei, deci pică tot. Indiferent ce alte treburi și alte... Am lăsat mai multe pentru porumbei și super, eu v-am descoperit anul trecut aici. Cu un rezultat v-am fantastic. V-am spus anul trecut, stați să vină porumbei că mai luăm un interviu. Că am venit anul trecut pentru... Așa e, așa e, așa e, așa e, așa e. Așa e, așa e. Dar vedeți că anul ăsta porumbei au fost mai darnici, au venit mai devreme. Am trecut parcă un târziu mai mult. A fost și distanța mai mică. Cu 500 de ori aici nu se prea să compare și vedeți că n-ai cum să fii și de, să faci și viteză și demifond și... Da, corect. Și n-ai cum să bați porumbei de viteză cu porumbei de... Corect. De maraton. Corect. Oricum, e...